Mă bucur foarte mult că toți consilierii municipali agrează această formă de regulament care va acorda finanțare sportului. Iar în ceea ce privește întrebarea domnului consilier, fac următoarea mențiune. Sunt sume de bani alocate și pentru sportul de masă, cât și pentru cel de performanță. Anul următor, cu siguranță, vom ști din timp și asociațiile, cluburile sportive vor avea posibilitatea să depună ofertele încă de la începutul anului, pentru a nu mai fi în această situație din 2017, când luni de zile nu am putut acorda finanțare sportului. Vreau să le mulțumim sportivilor că au înțeles această situație, că au avut pasiune în primul rând și după aceea interes financiar și au jucat la cluburile pe care le reprezintă.